așa arată ecluzele de pe Tamisa, prin care trec șalupele. Salutare, oameni buni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube într-o nouă aventură pescărească, din nou pe malul Tamisei. Am venit din nou într-o nouă expediție în căutarea mrenei. După cum vedeți în spatele meu, apa e puțin crescută, piscată, exact așa cum avem nevoie. Am început deja partida de pescuit. Pescuiesc cu niște monturi simple. Am atașat pe firul principal un LED clip, la fel ca și pentru montura plumb pierdut, de care am agățat plumbul astfel încât să-mi culiseze pe firul principal. Am legat un forfac de aproximativ jumătate de metru cu fir monofilament. Momeala e atașată pe fir de păr. La cârlig folosesc boilisuri de shrimp și krill, iar la cealaltă lansetă dumbele de halibut. Nu pescuiesc cu feedere de data asta, deoarece pescuiesc pe o zonă destul de intens pescuită și tind să cred că peștii sunt destul de sperioși la sunetul produs de căderea coșulețului în apă. Pescuiesc cu săculeți solubili pe care i-am umplut cu pelete halibut, pelete krill și semințe de cânepă. Astfel o să pot să îmi prezint monturile la liniște. O să stau aproximativ o oră jumate pe trăsătură, după care o să scot afară monturile, reîncarc cu săculeți solubili și lansez din nou. Hai să vedem ce se întâmplă. Acestea sunt săculeții solubili, acum o să pregătim unul. Peletele de krill. Aici avem pelete halibut. Hai să încep.
mai bine înainte să legăm săculețul. Facem nodul cât de aproape posibil de săculeț. Iar acum o să mai facem un nod, nu chiar peste nodul, primul nod, ci la foarte mică distanță. Așa. Iar acesta, cel de-al doilea, ne va rămâne pentru următorul săculeț pe care îl vom pregăti. Îl voi agăța de cârlig și voi lansa. La montură folosesc niște plumbi Gripa de 113 grame, așa arată. Iar cârligele sunt de niște cârlige de la Corum, mărimea numărul 8. Momeala de cârlig v-am prezentat-o în episodul anterior. Folosesc aceeași momeală, după cum spuneam, boilisurile de shrimp și krill și dambele de halibut. Am găsit și ultimele roade de mure. Nu rău.
încă nicio mișcare de aici, de la fața locului, unde nu se trage cu pistolul, doar cu coada ochiului. La fel, o să o trag și eu încet, încet spre casă. O să mă apuc de împachetat. N-am avut astăzi nicio mișcare, decât câteva țăcăneli, probabil niște pești mici. Asta e, poate data viitoare. Până atunci, vă doresc fire întinse, sănătate, numai bine și salut!